Copii, în videoul de astăzi eu am cumpărat o perie cu surprize pe tată, care se numește Pop Hop Pop Hop Hair și aș dori să vă arăt și vouă. Hai să desfacem, că și eu sunt curios cum arată. Are nevoie de foarte. Este o perie de păr? Ce vățucă drăguță are! Și aici peria. Și aici are niște instrucțiuni. Foarte drăguță. Hai să desfacem. Și înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul Happy Lexi, pe acest buton roșu subscribe sau abonează-te, click și dați pe un film. Și când dați pe un film, dați like aici. Vă mulțumesc! Aici e un set de instrucțiuni și aici arată ce trebuie să faci cu acest motunaki. Uitați! Sunt instrucțiunile pentru perie. Trebuie să le studiem. Da, trebuie să le studiem. Se pare că ai și o pompiță pentru păr înăuntru. Da, și uitați, aici este colecția. Nu știam că există două. Sunt mai mulți. Da, nu știam că există. Și din acestea două. Patru sunt chiar. Da. Noi o avem pe asta? Nu, o avem pe aceasta. Foarte interesant. Hai să vedem ce e înăuntru în perie. Haideți să vedem, să desfacem. Wow, ce drăguță este! De unde se deschide oare? Cred că... stai să vedem. Stai, mai are o chestie. Uite, ne trebuie o foarfecă să tăiem aici acest... Am desfăcut. Haideți să vedem ce este înăuntru. Puțin cam greu. Ta-da! Wow, ce drăguț! Aici este un mic accesoriu. Acesta este prins cu ceva. Îmi trebuie o foarfecă. Avem o foarfecă? Roz, poftim! Mulțumesc! Până deschizi tu, poți să mă uiți la această perie drăguță? Da. Uite așa arată înăuntru. Este goală. Și asta este peria cu care putem să pieptănăm copiii sau păpușile. Ia să pieptănăm pe Lexi. Măi, Lexi. Puțin ajutor? E bună ca și perie, nu? Da. Te-am pieptănat drăguț. Ai nevoie de puțin ajutor aici? Da, nu pot să deschid. Ia să vedem. Haide să-l deschidem. Wow! Ce drăguț! Wow! Acesta se deschide. Și eu? Uite ce surpriză avem, ce acolo înăuntru. Un muțunaki. Așa. Și aici avem elasticul cu care să prindem. Și acesta este părul lui și ne prefacem că este al meu. Deci de fapt este un elastic pentru păr. Da. Și are o coadă colorată. Uite ce frumos este. Drăguță. Deci în peria asta să înțeleg că avem un... Ăsta este un pieptene pentru păpuși. Da, să-l pieptenăm așa. Da, avem aici, avem... elasticul de păr sub formă de muțunaki. Da. Și avem peria de păr pentru tine, peria fetiță. Da. Foarte interesant. Drăguț, foarte frumoase accesoriile astea. Da. Ce zici, prindem o codiță să vedem cum arată? Da, haideți să prindem. Hocus pocus, am prins codița. Vai, o codiță multicolorată. Și aici este... Dar ce asta este, o pisică? Nu e pisicuță.
Nu știu ce este, un ursuleț? Da, nu. Arată foarte bine, ia mai întoarce de dată. Mm-hmm. Foarte, foarte drăguț. Și am văzut eu bine sau acest ursuleț are ceva accesorii pentru părul lui? Da, are. Ia să vedem ce accesorii are. Niște clămuțe. Două clămuțe care să prindem părul ursulețului, da? Da. Și o perie pentru părul ursulețului, nu? Da. Mm-hmm. Și mi se pare mie sau picioarele pițicuței se deschid? Sau ale fetiței? Răspuns corect. Ah, și aici are o pompiță. Da. Mm-hmm. Are o pompiță, cred că cu pompița asta trebuie să uzi părul pisicuței sau ursulețului din părul tău, nu știu ce, nu mi-am dat seama. Da. Mm-hmm. Foarte interesant, îmi place foarte mult ce ți-ai luat. Și mie. O perie de păr interesantă și unică, n-am mai văzut așa ceva. S-o stăpâne sănătoasă, să te pieptăni des cu ea. Mulțumesc! Mua, copii, să-mi dați like și subscribe!